La 8 ani de când Mălina Olinescu a decis să-și pună capăt zilele lor, au ieșit la iveală detalii incredibile despre tragedie. Patricia Ionica, rămânunte. Patricia, te ascultăm. Bun găsit, Laura! Așa este, au trecut 8 ani de când Mălina Olinescu a decis să-și încheie socotelile cu viața. În noaptea de 11 spre 12 decembrie, aceasta a decis să se arunce de la etajul 6 al blocului în care locuia. Ei bine, nici până acum, deși au trecut 8 ani de zile, apropiații ei nu au înțeles de ce a făcut acest lucru. Cu toate că atunci când s-a întâmplat această tragedie, cu toții au pus-o pe seama despărțirii de iubitul ei. Ei bine, vreau să vă reamintesc, dragii mei, că Mălina Olinescu a murit în același mod în care a făcut-o și tatăl său, actorul Boris Olinescu, care s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc. Laura? Mulțumim, Patricia, pentru aceste informații.